În cadrul campaniei Informează-te, lucrează legal și cunoaște-ți drepturile pentru a fi protejat, Inspectoratul Teritorial de Muncă a început distribuirea materialelor informative privind munca în străinătate, mai ales în spațiul Uniunii Europene. Inspectoratul dorește să se asigure că toți cei care vor să presteze muncă în străinătate își cunosc drepturile și sunt informați asupra cui să se adreseze dacă apar probleme. Astfel, se pot evita abuzurile asupra lucrătorilor români. Autoritățile atrag atenția să fie verificată legalitatea celor care oferă locuri de muncă în afara țării. Agenții se regăsesc înregistrați pe site-ul ITM. Obligatoriu, niciun lucrător, dacă nu este sigur, nu trebuie să facă niciun pas decât cu angajatori, cu acești agenți de plasare care se găsesc pe site-urile ITM-ului sau ale Inspecției Muncii. Nu orice persoană poate să facă aceste activități de mediere. În sensul că se găsește persoana X, lasă că știu eu o firmă în Germania și facem și trecem. Nu! Dacă doriți un loc de muncă în străinătate, nu acceptați să dați sume de bani în avans. Toată lumea știe că se percepeau comisioane la plecare. O să punem accent pe acest lucru și realitatea este și legalitatea să nu ofere niciun fel de comisiune, indiferent ce li se spune. Este necesară și verificarea existenței angajatorului din străinătate. De asemenea, consultați-vă și cu un jurist dacă nu vă sunt clare anumite aspecte ale contractului. Să verifice cu atenție oferta locului de muncă, să citească cu atenție clauzele contractului de muncă sau de mediere, să verifice adresa și existența angajatorului străin pentru care a optat. Să nu accepte să plece la muncă în străinătate fără un contract de muncă semnat înainte de plecarea din România. Să citească cu atenție prevederile contractului, în cazul în care există aspecte neclare, să solicite sprijinul unui jurist, să nu semneze ceea ce nu înțeleg. Reprezentanții ITM atrag atenția și asupra capcanelor. De multe ori apar propuneri de a pleca cu acte false sau de a declara un alt motiv al călătoriei la vamă. Există cazuri când celor plecați li se solicită lăsarea actelor de identitate la persoana care îi trimite la muncă. Vă dați seama ce capcane și ce curse aș putea să mă exprim odată lucrătorul ce este acolo fără niciun sprijin, fără să cunoască pe nimeni, nu mai are nici acte de identitate. Des apar și situații în care cei ajunși în străinătate nu reușesc să se mai întoarcă în țară din lipsă de bani sau sunt ținuți împotriva voinței lor. Dacă vă regăsiți într-o situație de abuz, este recomandat să apelați de urgență la autoritățile locale sau la ambasada României din țara respectivă. Să încerce să plece de la locul unde este ținut fără voie, să ia legătura cu poliția sau cu ambasada sau cu consulatul României din țara respectivă sau prin orice cale și orice formă cu autoritățile din zona respectivă pentru a informa și în felul acesta pentru a putea să evite toate situațiile neplăcute ce ar decurge prin a fi menținut, să zic așa, cu forța și obligat să desfășoare activitate de asemenea în condiții inumane. Tot în această perioadă, atenția este și către cei care lucrează în țară. Inspectoratul Teritorial de Muncă continuă controalele la angajatori pentru a se asigura că sunt menținute condițiile de lucru în siguranță în privința prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2. Doresc să informez opinia publică și angajatori în mod deosebit din județul Vâlcea că trebuie să ia toate măsurile de preîntâmpinare a răspândirii virusului și recomandăm și facem vizite la angajatori pentru a verifica aceste lucruri. Astfel, angajatorii trebuie să pună în aplicare fie decalaj al programului de lucru, iar unde este posibil, chiar lucrul de acasă. Toate acestea sunt benefice nu doar angajaților, dar și angajatorilor pentru a preveni situația în care nu au personal cu care să își desfășoare activitatea din motive de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2.